Bun, iată-ne pe autostradă, foarte aglomerat, o să-mi fie un pic dificil să vă arăt tot ce vreau să vă arăt. Lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac la Kona, pentru că nu am ce să fac, oricât de mult îmi plac mie corenele, nu pot să trec peste anumite chestiuni care nu îmi plac. Și, de exemplu, un lucru pe care nu-l înțeleg la acest Kona și pe care nu l-am mai văzut până acum la alte modele Hyundai sau Kia, observați că avem pe cruise control setată viteza de 80 de km pe oră, dar noi rulăm cu cât? Ce ne indică vitezometrul, atât cel digital, cât și cel analogic? 87 de km pe oră. Deci avem o diferență pe care eu nu o înțeleg. Adică de ce ai face chestia asta? Ori pneurile de iarnă sunt o dimensiune nestandard și există o abatere acolo, da? Deci e posibil ca, nu știu, din motive care îmi scapă, cei de la Hyundai să fi pus niște pneuri, poate n-au găsit. În loc să găsească cu, nu știu, cu 65 baloni, au găsit cu 60, o chestie de genul ăsta. Și de acolo, bun, îți dă o abatere, nu neapărat de 7, ți-o dă de 3, de 4 km pe oră. Însă, așa cum vedeți, este un prim aspect observabil cu ochiul liber, da? Și atunci, eu, dacă vreau să vă arăt acum, iată, acum am 88 de km pe oră, în timp ce pe cruise, vedeți acolo sus, 80 de km pe oră. Deci eu dacă setez 80 de km pe oră, de fapt cu cât rulez? Cu 80 sau cu 87? Nu am răspuns la chestiunea asta, da? Dacă n-aș folosi cruise controlul, aș zice că rulez cu 87 de km pe oră. Plecăm în aceste filmări deja cu un handicap. Adică, înțelegeți ce vreau să spun. Și atunci, sigur, eu o să folosesc aceste indicații ale cruise controlului, pentru că dacă voi seta pe cruise control 87 de km pe oră sau 88, da, să spunem, ce observăm? Că de fapt viteza indicată de cele două vitezometre, digital și analogic, este de fapt 96 de km pe oră. Deci cel puțin ciudat acest aspect. Bun, deci voi folosi ca reper nu indicațiile de pe bord, ci voi folosi ca reper indicațiile cruise controlului. Și în timp vom vedea turațiile în diferite trepte de viteză. Simt de pe acum că mă voi enerva și în legătură cu acel indicator pe care tocmai l-ați văzut, care îmi va sugera el cu ce treaptă să merg, peste treapta pe care eu vreau să o văd. Sunt în modul manual, voi retrograda frumos, observați și cum schimbă cutia în timpul ăsta, da? Foarte rapid, deci suntem în eco și schimbă foarte rapid. Bun, în ce treaptă sunt acum? Habar n-am, nu? Scrie undeva? Ce trebuia să fac? Să număr, nu? O să mai luăm o dată. Suntem în treapta 7 acum, da? Și număr. 6, 5, 4, 3. Deci, în treapta 3-a, la 80 de km pe oră pe cruise control, 87 pe vitezometru, 4500 rotații pe minut și, după cum observați, gomotul motorului se aude destul de tare în mașină la această turație. Voi avansa în trepte, tot așa, numărând. Deci, dacă ăla a fost 3, asta e 4. Treapta 4-a, 3250 rotații pe minut. Nivelul de zgomot a scăzut pentru că se și simte, se și vede, turația a scăzut și ea. Treapta 5-a, aproximativ 2500 de rotații pe minut. Și treapta 6-a, 2050-2100, hai să zicem. Și treapta 7-a, la 80 de km pe oră cu ghilimele de rigoare, 1750 rotații pe minut. Motorul nu se aude, ușoare zgomote de la pneuri, sunt pneuri de iarnă, n-avem ce să facem. Și pe 18 inch, deci vă dați seama că sunt un pic, există o rugozitate specifică pe care o să o sesizăm la rulare. Ce facem acolo? Lăsăm în treapta 7, mergem cu
100 de km pe oră pe cruise control. Unde ce observăm? Că de fapt mașina noastră se duce către un 109. Deci observați ce abatere nepermisă. Eu nu înțeleg ce e cu chestia asta. Da? Deci avem 8 km diferență între cruise control și 7-8 km diferență. La viteze mai mici 7, la viteze mai mari 8-9 km pe oră. Și deci o luăm din nou. O să o iau și descrescător, că nu e nicio problemă, înțelege toată lumea. Ce vedem noi? Că la 100 de km pe oră pe cruise control avem o turație în treapta și aptea de aproximativ 2200 rotații pe minut. Nu se aude motorul. Și începem să retrogradăm. Treapta 6. Motorul se turează la un 2300 rotații pe minut, tot nu se aude. Treapta 5-a începe să se audă motorul și se duce în zona de 3200 rotații pe minut. Treapta 4-a motorul se aude și mai tare, dar nu te deranjează. 4050 rotații pe minut. Și treapta 3-a la 100 de km pe oră, adică o turație mai mare, avem un 5600 de rotații pe minut și motorul se aude nepermis de tare în mașină. Bun. Revin din nou la treapta 7-a ca să pot să număr. Înțelegeți de ce mă chinui așa. Mergem către 130 de km pe oră. Sau ce-o fi, că deja deci 130 pe cruise control, în realitate posibil să fie mai mult și acest lucru sigur că ne afectează și percepția despre consum, și percepția despre performanță, și percepția despre anumite lucruri, respectiv rularea cu viteză constantă și turațiile, pentru că la o abatere de 8 km pe oră n-ai ce să faci. Nu poți să spui că e ce trebuie. E o diferență pe care nu o înțeleg. Deci ea apare de undeva, dar se vede cu ochiul liber. Nu o poate contesta nimeni, nici măcar eu. Și deci, treapta 7 la 130 de km pe oră pe cruise control, respectiv 138 de km pe oră pe vitezometru, avem undeva la un 2800 rotații pe minut. Ușoare zgomote la vânt din zona oglinzilor retrovizoare și zgomot la rulare. Deci n-aș putea să zic că mașina este extrem de silențioasă, însă motorul se menține în zona, știi că e acolo, dar nu te deranjează. La treapta 7-a, da? Și acum încep să reduc viteza prin retrogradare, să reduc viteza, să schimb treptele prin retrogradare. 6 la 130 de km pe oră, o vedeți că avem 3400 rotații pe minut. Nivelul de zgomot nu s-a schimbat, deci motorul, cum vă spuneam, e silențios. 5, aproximativ 4100-4150 rotații pe minut, se aude acum motorul. Și 4, 3 nu pot să-i dau că iese din zona de siguranță și nu mă va lăsa cutia oricum. Deci aici avem 5250 și motorul se aude destul de tare. Deci cam astea au fost turațiile cu Kona, cu ghilimelele de rigoare legate de această diferență, pe care eu nu am mai întâlnit-o până acum la niciun model Hyundai Kia. Deci la Kona e prima oară când văd treaba asta. Rămânem în zona de treapta 7 și 130 de km pe oră și schimbăm un display de consum ca să vedem cât consumă mașina la 130 pe cruise control, dar nici nu știu ce se iau. În fine, hai să luăm, o să fac și cu 130 și o să fac și folosind vitezometrul mașinii ca să văd dacă sunt diferențe, pentru că e posibil ca la
139 cât îmi arată mie vitezometrul analog acum, consumul să fie în mod clar mai mare decât ar fi la un 130 pe vitezometru, da? Deci deocamdată avem 130 și consumul se vede undeva la cam 11 litri la 100 de kilometri la această viteză. De asta spun că un model Hyundai sau Kia cu 1.6 TGDI poate să fie un model foarte satisfăcător dacă nu ai nicio problemă cu consumul. Deci dacă îți accepti consumul ăsta de 9, 10, 11 litri la 100 de kilometri, mașina este fantastică. Dacă așteptările tale sunt de 7,5%, sfatul meu sincer, mergi pe altă mașină. Deci ăsta ar fi 130 pe cruise, 139 pe vitezometru. Scădem la 120 de kilometri pe oră, ceea ce pe vitezometrul analogic ar fi un 129, văd eu acum. Să urmărim, urmează un pod, deci nu vă speriați dacă o să crească un pic consumul. Suntem de acord cu toții că 10,6 ăsta mediu pe bord e mare, orice ar ști să facă acest Kona, consumul este mare până în acest moment. Și eu nu văd să scadă mai puțin de 9, chiar dacă o să începem să rulăm și mai normal după ce facem testele de dinamică. Nu are cum, deci eu deja am făcut niște kilometri cu mașina și consumul stă unde îl vedeți. Am avut undeva la un 9,6, parcă, cel mai mic consum până acum afișat pe bord. Și uitați-vă, la 120, pe aceeași chestiune, deci undeva la un 10%, acum trebuie să frânez, că lumea nu știe că există mai multe benzi pe autostradă, ei merg pe unde vor ei. Revenim, mașina reaccelerează. O să observați pe parcursul filmărilor această sensibilitate, deci sensibilitatea la pedală, deci reține, suntem în modul eco acum. Și uitați-vă cum crește, cum se duce bara albastră de consum. Deci mașina este înset, motorul este însetat, ceva de speriat. Și culmea, mi se pare mai însetat chiar decât la Tucson sau Sportage. Iată, 120/129 probabil reali, 10%, da? Clar, fără discuție, 10, chiar mai mult, 10 și ceva. Da, 10, hai să zicem 10. Aerul condiționat oprit, bineînțeles. Scădem la 110 km pe oră. Și logic că mașina se cam vede, deci cam cu un litru trebuie să scadă consumul, da? La 110, ceea ce înseamnă în cazul acestei mașini ciudate 119 km pe oră, avem un consum cam de 9%. Mai scădem 10 km pe oră. Ne facem loc printre mașinile astea care circulă pe aici. O lăsăm la 100 de km pe oră pe cruise control, respectiv 108-109 pe vitezometrul analog. Și exact ce spuneam, deci se cam vede, cam cum ai scăzut cu 10 km pe oră, scade consumul cu un litru. Și acum ar fi poate un 7,8%, depinde de situație. Pe măsură ce scazi viteza, influența aerodinamică scade și pot să fie diferențe mai mari, adică gen de la 100 la 90 de km pe oră poate fi o diferență de 1 litru jumate. Da? Ce vedem noi aici? Că oscilează între un 7 și ceva, 7, 7 și ceva, 8. Și observați că și consumul mediu scade în timpul ăsta, adică nu e ca și cum, domne, dacă ce vreau să spun, dacă merg cu 90 de km, 100 de km, e clar că va scădea consumul sub 10, fără nicio problemă. O să vedem împreună acest lucru. Bun, coborâm la
90 de km pe oră, respectiv 99 pe vitezometru în analog. E pentru prima oară în viață când întâlnesc așa ceva într-o mașină. Și ce vedem? Că la 90 pe cruise control consumul este undeva la un 7%. Poate ușor sub 7, poate să, nu știu, 6, 8, 7. Da, se vede acea bară albastră, e clară, fără echivoc. Și se menține. Deci observați că nu are oscilații majore ca să zici că, sau să zică cineva că vreau să păcălesc, pe nu. Asta e realitatea, ăsta e Kona. Am văzut că se vinde, am văzut mașini pe stradă, deci sunt mulți nebuni, cum s-ar zice, da? Ma, luați-o și voi ca pe glumă, cei care v-ați cumpărat. Dacă ți-ai cumpărat un Kona, înseamnă că ți l-ai permis, ți l-ai dorit. Pentru mine nu ar fi o opțiune, pentru că limita mea de consum normală pentru o mașină e undeva la 8%. Deci o mașină care consumă mai mult de 8% trebuie să fie cu adevărat extravagantă ca să dau eu banii pe ea. Deci la mine o mașină trebuie să fie în zona de până în 8% la 100 km. Ce e peste 8%? Îmi excede mie și puterea de a o suporta și de a o înțelege și de a mi-o permite până la urmă. Bun, să vedem și un 80 de km pe oră, care la fel de bine poate. Eu zic că, nu știu, eu cred că ar trebui să ne luăm după indicațiile alea. Deci 80 de km pe oră, ăia ar trebui să fie. Nu știu dacă pneurile sunt altă dimensiune și de ce le oferă cumva o abatere să apară încurcătura asta, nu-mi dau seama. Totuși, ele ar trebui să fie corelate între ele cumva. Deci aici ce se vede? Că îl vedeți și voi, cred că, vitezometru analog, că la 80 pe cruise ai de fapt un 88, pe 87, hai, pe vitezometrul analog. Și consumul mult mai normal, undeva în zona de, hai să zic, 6 litri la 100, da? De 6 litri la 100 la 80 de km pe oră. Bun, rezonabil pentru 177 de cai. Acum nu vă aștepta să mergem cu Ford VD și să avem 177 de cai și 3% consum, că nu e electrică. E totuși o mașină cu o anumită greutate, cu anumite aspecte care trag în jos consumurile astea. Adică suntem iarna la 1 grad Celsius, suntem pe pneuri de iarnă. O mașină, eu zic că la 1792 nu mai e nouă, deci mai are posibilitatea de a se mai lăsa motorul, dar nu e nici de 60 de km rulați. Deci la asta vă puteți aștepta de la un Kona. Acum sigur, o să încerc să facem același lucru de data asta, însă văzând consumurile și direct pe vitezometru, deci luând în calcul doar vitezometrul. Măsura în care se va putea filma, nu știu până la cât, dacă se vede până la 130 din poziția în care filmează colegul din spate. Dar ca să, adică oamenii să înțeleagă, bun, dacă e defect cruise controlul, hai să mergem și pe ideea asta, că dacă e cruise control defect, să ne orientăm după vitezometrul analog. Dacă e vitezometrul analog defect, vă puteți orienta după consumurile tocmai făcute pe cruise control. Așadar, să mergem cu 80 pe vitezometrul analog. Deci ignorați acum ce spune cruise control. O să ne fixăm pe vitezometrul analog. O să încerc să vedem, deci cam ce ar fi un, iată, un 75 de km pe oră pe cruise, care este de fapt un 81. Hai să mai dăm o liniuță în jos. Și ce vedem? Acum avem 80 pe vitezometrul analog. Și deci la 80 de km pe oră, consumul, după cum îl vedeți, e tot 6, da? Deci nu scade, să zic că ar fi 5. Deci, în cele mai bune condiții de rulare, cu două persoane și bagaje la bord, la 80 de km pe oră, ai 6. Acum să mergem un pic cu 90 de km pe oră. Știu că e plictisitor, dar n-am ce să fac. Deci ca să vă puteți orienta clar, să vă dați seama că dacă n-ar fi fost problema asta, făceam o singură filmare și aia era. Dar
Bun, acum avem 90, se vede pe vitezometru. Și ce avem la 90 de km pe oră? Un 7%, da? Cam așa, 6, 7, oscilează. Hai să zicem 6,5 dacă vreți, la 90 de km pe oră. Deci 177 de cai de TGDI se hrănesc cam cu 7% la viteza asta. Bun, mergem și cu 100 de km pe oră. Da? Se vede că e acul setat pe 100. Caz în care consumul rămâne în zona de... n-a crescut. Deci a rămas în zona de 7-7,5 aproximativ. Sigur, îmi vine să-i mai dau un impuls să ridic puțin acul, pentru că ceva nu funcționează cum trebuie în cona asta, deci sunt așa. Deci practic 100 de km pe oră pe vitezometrul analog înseamnă 92 pe cel al cruise controlului, pe setarea de cruise control. Și deci 100, cam ăsta, hai să zic 7,5 că ar fi consumul. Acum facem noi o depășire ușoară. Și s-a schimbat puțin și drumul. Da, deci se vede că am 7,5 ar fi, 7,5 la 100. Să mergem și cu 110 km pe oră. Îl vedeți pe ceas, da? Deci iată, abatere, o diferență de 10 km pe oră între vitezometrul cruise-ului și 8. Uite, 102 acolo versus 110. Deci 8 km, am zis bine. 8 km e diferență. Și aici consumul se duce în zona de 8-9 litri la 100 de km. 8, aș zice eu, 8 și ceva. Ar fi aici. Drumul s-ar putea să și urce un pic, de-aia e oscilația asta. Să mergem și cu 120 de km pe oră pe vitezometrul digital. Pe vitezometrul analog, pardon. Deci cam aici ar fi, zic eu. Și observați că diferența crește. Deci cruise-ul arată 110 și pe borda e 120 pe vitezometru. Unde e clară treaba, 10%, da? 10, 10 și ceva. Hai, 10, 10. Deci 10% la 120. Hai, să mai cec mai și scade, poate un 9-8 pentru cine vrea să fie optimist. Și la 130 de km pe oră unde observăm ce? Aceeași abatere de circa 10 km pe oră. Deci ciudat, foarte ciudat. Ceva e cu siguranță neregulă la acest Kona. Dar va trebui să ne descurcăm în circumstanțele astea. Și vedem că la 130 de km pe oră, tradițional, ca la Tucson, da? 10%. Hai, adică nu poți să... ce să minți, ce să... se vede, da? Clar. Sigur că afară bate un pic vântul, dar oricât ar bate, oricât ar fi, consumul e mare, da, fără îndoială. Oricât 177 de cai ar fi, consumul este exagerat pentru o mașină cum este Kona. Adică un consum rezonabil la mașina asta era un 8,8, un high 9 la 130, da? E rezonabil, domne, ai 177 de cai, 4VD și așa mai departe. Dar în rest ce ai? O mașină normală, nu e... Bun, ne-am lămurit, da? Deci cu aceste informații pe care le aveți și cu cele două filmări făcute, puteți să trageți concluzia reală cam care e consumul unui Kona la rulare constantă cu aer condiționat oprit. Bun, haideți să vedem cum se mișcă mașina și
un pic pe dinamică. Bineînțeles, o dau în sport, că acolo, dacă vrei să vezi ceva, trebuie să fii în sport. O să folosim tot indicațiile acestui cruise control mai dubios. O să pun și vitezometrul pe bord, vitezometrul digital, ca să vedeți mai bine. 70 de km pe oră în drive și kickdown, da? Iată ce face Kona. Pe jos e, începe să cam ningă, deci nu vă așteptați la mare lucru, dar în fine, dacă tot consumă ca șarpele, cum se spune, hai să vedem și de ce o face, da? Ceva știe și mașina asta, mă gândesc. Uitați-vă cum se duce până aproape de 180 de km pe oră. Nu ar fi sigur pentru noi să rulăm în condițiile astea mai tare de atât, că deja vremea e dubioasă, dar cred că se văd reacțiile mașinii. Adică are vlagă și nu te faci de râs. Și asta fără, deci cu 70-ul nepreselectat, adică mașina a făcut niște schimbări. O să facem imediat și cu un mod manual în care vom retrograda noi. Până într-o treaptă în care bănuiesc că suntem în 3. Cred că suntem în treapta a treia. Cu 70 pe cruise control și mod manual, eu o să apăs pedala de accelerație. Urmăriți ce face mașina, cutia. Motorul răspunde, nu se poate nega acest lucru. A schimbat ea automat, deci la roșu, se duce până la 6500 de rotații pe minut aproape. Da? Deci e o mașină care se mișcă, nu te face de râs. Și se simte foarte sigură la viteze de genul ăsta. Nu vă ascund că înainte de acest test am participat la un fel de competiție, mașina anului în România, unde eu mă duc. Nu neapărat că mi se pare mare chestiune competiția asta, ci pentru că am ocazia să conduc mașini pe care altfel respectivii care răspunde mașinile alea nu mi le-ar da. De ce? Nu se știe, nici nu mă interesează, dar fiind în juriu acolo la mașina anului, n-au ce să facă, da? Dacă am venit acolo și sunt reprezentantul concursului. Și așa mai pui mâna, mai am condus. În afară de Kona, pe care sigur că voi știți că de la Hyundai primesc mașini fără probleme, am condus și eu noul Touareg, pentru că nu poți să vorbești de mașini dacă nu le conduci. Trebuie să le conduci pe toate și să te pronunți. Și acolo, pe circuit la Academia Titi Aur, am avut ocazia să conduc Kona, să fac testul elanului, să fac diverse lucruri pe ploaie și, într-adevăr, mașina stă foarte, foarte bine. Inclusiv pe cerc, unde te duci cu ea până când își pierde aderența, te învârți pe cercurile alea concentrice. Și acolo, în afară de faptul că are un ruliu un pic caroseria, șasiul ține excepțional, adică nu este o mașină slabă, Kona. E o mașină care consumă mult, asta e altceva. Bun, să rămânem în zona de 100 de km pe oră. Ați văzut că m-a văzut că nu sunt cu minte și mi-a dat și avertizarea asta. Din fericire, dacă tot ne-a dat-o, să ne și folosim de ea. Și deci 100 de km pe oră, să vedem și o repriză. O să o dau întâi în modul drive, să o vedeți în drive. Să vedem o repriză de la 100 la, nu știu, la o viteză oarecare. Deci apăs pedala de accelerație la podea și iată cum, apropo de gluma cu tirurile, depășește cam ce vrei foarte repede. Merge foarte bine mașina.
are o direcție precisă și senzația pe care o ai este de siguranță, deci poți să mergi tare cu ea. E clar că șasiul este adaptat pentru puterea mai mare decât de obicei la genul acesta de mașini. Și sigur că putem face același lucru și retrogradând, adică preselectând noi o treaptă, nu știu care să fie, să vedem. Poate să fie, să zicem, chiar treapta a treia, da? Deci suntem în treapta a treia acum, la 100 de km pe cruise și accelerăm la podea. Merge repede mașina, dar și și nivelul de carburant scade, după cum îl vedeți. Adică da, puterea o după mi-a ieșit în față, dacă vă imaginați. Acum nu s-a uitat, n-a avut nicio treabă. A făcut stânga și... Dar am avut o reacție. L-am simțit. Adică ce înseamnă experiența la volantul? Deci l-am simțit, l-am văzut că a frânat în spate unui tir și mi-am imaginat, ăsta mi iese în față. Și am frânat un pic dinainte, veneam cu 180 și am frânat dinainte. Dacă nu frânam dinainte, mi ieșea în față într-un moment foarte nepotrivit al vieții mele. Bun, deci ne-am lămurit. De tras trage, o să facem și un 0-100 cu ea în ambele moduri. Diferențele dintre moduri sunt clare pentru toată lumea, da? Eco, pe care îl vedeți acum, anesteziază un pic răspunsul, atât al cutiei, cât și răspunsul pedalei de accelerație, și direcția își modifică un pic feelingul. Ca observație, în timpul conducerii în oraș mi se pare că direcția e destul de greoaie, adică efortul pe care îl faci cu volanul este mare, e mai mare decât te aștepți într-un mod eco. Confortul, evident, este un mod intermediar în care se balancează toate aceste lucruri de care am vorbit pentru o rulare confortabilă și cu o dinamică rezonabilă, mai bună decât în eco. În timp ce, sigur, sportul, dacă apăs butonul de sport acum, se vede imediat că mașina, în primul rând, primul lucru pe care îl simți este reactivitatea pedalei de accelerație. Deci reactivitatea imediat devine alta și, evident, punctele de schimbare ale cutiei de viteze se modifică în consecință pentru o rulare sportivă. Ținând cont de cât consumă, vă dați seama că modul principal de rulare al meu cu mașina asta este modul eco, că asta e. Nu mai zic că de la Hyundai mașinile vin cu rezervorul 3 sferturi și aveam autonomie 380 de km. Am făcut noi, cât am făcut? Ia să vedem. 162, mai avem 168. Sigur, dacă o să merg mai normal cu mașina, o să-și mai revină și probabil că o mai câștiga 20-30 de kilometri. Încă un lucru vreau să vă arăt, mi se pare foarte important și țin foarte mult la treaba asta. O să vă activez și sistemul de menținere a benzii, ca să vedem. Iată, LK-ul aici, indicația pe care o ai pe bord. Attention level, sigur, văzând cum am condus, s-a supărat și mi-a dat mesaje, presiunea pneuri și four-wheel drive, foarte important acest display. După părerea mea, ar trebui să nu lipsească de nicio mașină cu un sistem de tip AVD sau four-wheel drive, cum este cazul acum. De ce? O să spuneți, ce mă interesează, domne, pe mine să văd? Păi, mai ales la o mașină care consumă foarte mult, trebuie să știi ce să nu faci și în ce momente să nu faci dacă vrei să conduci economic. Când ai un asemenea display, ce vedem noi acum? Că mașina noastră trage doar fața, deci este rularea economică cu frecări minime. În momentul în care iei un viraj mai tare sau accelerezi mai tare într-o anumită situație, nu neapărat în viraj, ci chiar în linie dreaptă, în funcție de cerințele de aderență pe care le simt senzorii mașinii, cuplul este distribuit automat. Și acest lucru înseamnă ce? Frecări suplimentare și consum mai mare.
Și ce vreau să vă arăt? Că dacă eu, de exemplu, bag piciorul în pedal acum la 100, da? Uitați-vă. Vedeți transferul cum s-a făcut? Când ai făcut chestia asta, nu este doar consumul motorului. Că dacă ai fi fost cu un motor asemănător cu o tracțiune față, ai fi avut ce? Pedală la podea, să spunem, și mașina ar fi consumat X litri de carburant în momentul ăla. Când ai tracțiune integrală, ai X litri de carburant plus frecarea dată de intrarea în acțiune a tot ce înseamnă forvede, adică și puntea spate, da? Încă o dată. Vedeți, ea a dat, nu știu, 10-15% pe puntea spate. În momentul ăsta, mașina a consumat mai mult decât ar fi făcut un Kona, dacă ar exista un Kona la fel cu tracțiune față. Intervenția tracțiunii integrale ar duce la un consum suplimentar și existența unui astfel de display pentru mine și vă spun pentru voi este educațională. Te învață în ce situații, sigur dacă intrăm în zăpadă cu mașina și vezi imediat cum reacționează ea, înțelegi și cum lucrează tracțiunea integrală, înțelegi și când lucrează și înțelegi și când nu ar trebui să lucreze și îți adaptezi stilul de condus în consecință. Sigur că dacă ești împotmolit în zăpadă, nu te mai interesează cât consumă, că vrei să ieși. Dar acest display te va ajuta. Vei înțelege ce nu e în regulă, vei înțelege cum răspunde tracțiunea ta integrală. Altfel nu-ți dai seama din vehicul neapărat. Poți să fii oricât de priceput, că nu înțelegi exact, nu ai cum să pricepi cât dă sistemul către față și cât dă către spate. La fel în viraje, dacă ieși pe o bretea, ieși de pe autostradă, pe bretea și te înfiși mai tare pe bretea, același lucru se întâmplă. Pur și simplu se distribuie tracțiune pentru că puntea spate va începe să piardă din aderență, va simți, da, va simți efectul inerției și sistemul de tracțiune va interveni pentru a corecta. Cum? Va trimite cuplu către puntea spate. Și de situații aparent normale de conducere pot genera consum suplimentar din necunoaștere. Pur și simplu omul nu înțelege ce e cu tracțiunea asta de tip 4-wheel drive și nu înțelege de ce îi consumă mașina mult. Când ai un astfel de display, poți învăța și e foarte util.